Telefonică directă cu noi este deputatul PSD Liviu Pleșoianu. Spuneam, o voce puternică împotriva abuzurilor de orice fel. Mulțumesc, domnule Pleșoianu, pentru această intervenție. Spuneam că la această oră liderii PSD sunt reuniți într-o ședință, își scriu discursurile pentru că vor fi discursuri la acest meeting PSD. Dumneavoastră sunteți una dintre persoanele care vor vorbi despre abuzurile din justiție de pe acea scenă amplasată în Piața Victoriei. Spuneți-ne ce... Nu discursul, dar care vor fi punctele cheie pe care le vreți transmise mulțimii care va participa la acest meeting PSD? Bună ziua! În primul rând mă bucur că a sosit în sfârșit această zi, ziua în care o să vorbim, dar nu doar o să vorbim, o să strigăm de o să crape timpanele noi securități. Ăsta e cel mai important lucru. Voi sintetiza ce spun de ani de zile și foarte important... Pot să vă spun acum, să vă mărturisesc acest lucru, voi avea un mesaj pentru toate televiziunile internaționale, televiziunile din afara țării, care vor transmite un mesaj care să meargă direct la țintă și prin care voi spune tot ce e de spus despre ce s-a întâmplat în România. Foarte scurt, în două minute. Asta înseamnă că vei vorbi și în limba engleză pentru a fi da. Receptat cât mai repede. Da, exact. Am înțeles. Foarte important acest lucru. Mai știi să ne spui, Liviu Pleșoianu, cine va mai fi alături de tine pe scenă? Pentru că sunt tot felul de lucruri interesante despre această organizare. Spuneam că Piața Victoriei va adăposti în această seară cea mai mare grupare de demnitari, totuși. Acolo sunt forțe de ordine impresionante. Dar pe scenă, cine va urca pe scenă, Liviu Pleșoianu, alături de tine? Nu știu să vă spun asta, chiar nu știu. Știu doar că voi urca pe scenă și voi spune ceea ce mă pregătesc să spun în fața multor oameni de foarte mult timp. Dar, cum spuneam și ieri, cel mai important din punctul meu de vedere este că se strâng sute de mii de români și că ei vor avea ceva de spus. Din punctul meu de vedere, acest meeting nu e pentru noi, e pentru ei. În sfârșit vor avea ocazia, adevărata majoritate va avea ocazia să se exprime. Eu asta îmi doresc, pentru asta am insistat de un an și jumătate să facem acest meeting, iată că îl facem și sunt ferm convins că va intra în istorie această zi pentru România. Este ziua în care România strigă faptul că de aici înainte, în anul centenarului, ne-am decis, nu mai tolerăm ca noua securitate să ne țină țara o statică. Este important ceea ce se va întâmpla în această seară. Așteptăm să vedem discursul tău de pe scena amplasată în Piața Victoriei, acolo unde vor fi transmise mai multe discursuri. Vă spuneam că în afară de Liviu Pleșoianu, cei care vor urca pe scenă vor fi Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, de asemenea va fi și Lia Olguța Vasilescu. Vom vedea dacă se vor alătura și alți oameni în afară de cei pe care i-am menționat, de asemenea dacă președintele Senatului al doilea om în stat, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, va ține și domnia sa un discurs la această adunare.